Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Telejurnal în limba română, pe care o transmitem astăzi, când, după cum s-a comunicat, mandatarul Alexander Vučić, în ședința care a fost organizată la centrul master al Târgului de la Novi Sad, urma să comunice membrii noului guvern al Serbiei. În deschiderea ediției, iată și titlurile acesteia. Mandatarul Alexander Vučić, astăzi la Novi Sad, a comunicat numele ministrilor în noul guvern. Reprezentanții mass media din regiune au dezbătut astăzi la conferința internațională din Atena Sârbească despre colaborarea posturilor de televiziune regională. Diseară la Straja se va inaugura ediția 42-a a zilelor de teatru ale românilor din Voiodin. Vremea se menține și în continuare instabilă. Ploi și averse se vor semnala și la începutul săptămânii viitoare. Stimați telespectatori, mandatarul Alexander Vučić a sosit astăzi la Novi Sad, unde, după cum s-a comunicat anterior, în ședința Comitetului Principal al Partidului Progresist Sârb, urma să comunice numele ministrilor în noul guvern al Serbiei. Nu sunt cunoscute detalii despre ședința care a desfășurat în dosul ușilor închise, dar se știe că Alexander Vučić a comunicat că noul guvern va fi constituit cel târziu duminică 27 aprilie curent până la orele 19. El a spus că în afară de progresiști, miniștrii vor fi și din rândurile socialiștilor, precum și unele personalități care nu sunt membri de partid. Iar totodată și Uniunea Maghiarilor Voivodineni vor avea reprezentanți ei printre secretarii de stat. Deputații Adunării Serbiei, în ședința plenară de mâine, care urmează să înceapă la ora 10, vor dezbate despre amendamentele la noua lege privind ministerele și despre modificările legii privind guvernul. Se așteaptă ca în urma dezbaterilor legile amintite să fie adoptate pentru ca duminică, 27 aprilie curent, să fie aleși membrii noului guvern al Serbiei. Comitetul pentru jurisdicție al Adunării Serbiei a adoptat 12 din cele 60 de amendamente înaintate la proiectul legii privind ministerele. Prin noua lege privind ministerele este prevăzut ca guvernul Serbiei să aibă 16 ministere, adică cu două ministere mai puțin decât guvernul precedent. Astfel se prevede să existe Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Protecției Mediului Înconjurător, Ministerul Construcțiilor, Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Mineritului și Energeticii, precum și Ministerul Comerțului, Turismului și Telecomunicațiilor, Ministerul Justiției, Ministerul Administrației de Stat și a Autoadministrării Locale, respectiv Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și Ministerul de Externe. Totodată, în guvern vor funcționa și Ministerul Învățământului și Științei, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Angajării, Problemelor Sociale și ale Luptătorilor, Ministerul Tineretului și Sportului, precum și Ministerul Culturii și Informării. Printre amendamentele adoptate astăzi de Comitetul pentru Jurisdicție, este și cel înaintat de 130 de deputați progresiști, care cer ca Ministerul Justiției să preia de la Biroul pentru colaborarea cu bisericile și comunitățile confesionale, atât salariații, cât și drepturile și obligațiile stabilite prin lege. De asemenea, prin amendamentul înaintat de grupul de 130 de deputați progresiști, se prevede ca Ministerul Justiției să exercite și afacerile administrației de stat, prin care se afirmă și dezvoltă libertatea confesiunii, precum și colaborarea statului cu bisericile și comunitățile confesionale. La conferința internațională regională de specialitate mass media din sud-estul Europei, ținută astăzi în incinta Adunării Voivodinei, s-a discutat despre colaborarea dintre mass media regionale europene din această parte a Europei. În sala Adunării Voivodinei a avut loc conferința regională de specialitate mass media din Europa de sud-est. Cuvinte de salut a adresat Franz Schauberger, președinte în exercițiu al Institutului Regiunilor Europene din Salzburg, Austria, care a vorbit despre însemnătatea regionalizării mass media în sud-estul Europei, idee susținută și de Consiliul Europei. Despre necesitatea regionalizării în mass media a vorbit și Slavica Gruic, secretar provincial pentru cultură și informare publică, menționând că pe viitor trebuie realizată o colaborare mai strânsă între centrele regionale, evidențiind exemplul centrului multietnic Radio Televiziunii Voivodinei.
Činjenica je da kako se medijski prostor širi, potrebno je da se što više upoznajemo i da nalazimo što više mogućnosti da sarađujemo u regionu. Direktorul general al Radioteleviziunii Vojvodinei, Srđan Mihajlović, a vorbit despre dezvoltarea Radioteleviziunii Vojvodinei pe viitor. Mi kao regionalni javni servis sasvim je očigledno iz ovih uvodnih izlaganja predstavljamo jednu vrednost koju Srbija kao evropska zemlja nosi u sebi samo i u svakom slučaju predstavljamo način razmišljanja, model rada i funkcionisanja koji Srbiju vodi ka evropskim integracijama. Este o inițiativă lăudabilă pentru că trebuie să ținem cont că noi, cei care facem producții de televiziune, suntem în primul rând jurnaliști. Deci la TVR Timișoara se află o mână de jurnaliști care produc emisiuni. Este foarte greu să păstrezi o legătură, să faci coproducții cu parteneri care se află dincolo de graniță. Pentru TVR Timișoara e o mare bucurie că noi am reușit în timp, iată sunt cel puțin 5 ani de când colaborăm cât se poate de pragmatic cu televiziunea Voivodina. Această colaborare, Radioteleviziunea Voivodinei o realizează cu succes, având deja stabilite colaborări de mai mulți ani cu unele centre de televiziune regionale din România, Ungaria și din alte regiuni. În Serbia Centrală, râul Morava de Nord a provocat mari pagube. Inundate fiind suprafețe arabele, iar de pe urma intemperiilor au fost dărâmate și poduri, respectiv au fost avariate șosele. Acum situația este relativ liniștită și se asanează pagubele, estimându-se pierderile de pe urma inundațiile. De seară la Straja se va ridica cortina ediției de anul acesta a prestigioasei emulații teatrale a actorilor amatori români din provincia noastră. Manifestarea Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina, ajuns la ediția 42-a, contribuie an de an la promovarea valorilor culturale ale românilor din Banatul Sârbesc. Diseară, pe scena Societății Culturale Mihai Eminescu din Straja, în prezența onoraților oaspeți și a publicului, va fi inaugurată această emulație teatrală. În continuare, tinerii actori amatori din Straja, care la ediția precedentă au fost laureații zilelor, vor prezenta spectacolul cu piesa Eu când vreau să fluier, fluier, de Andreea Vălean. Regia este semnată de Ionel Omoran. Ediția actuală a zilelor va avea loc în perioada 25 aprilie-4 mai. Vor participa în concurență 6 trupe de teatru. Pe lângă străjeni, la zilele de teatru se vor prezenta și actorii amatori din Uzdin, Alibunar, Nicolinț, Torac și Coștei. Mâine, 26 aprilie, pe scena Căminului Cultural Doina din Uzdin, va evalua trupa de teatru Todor Crețu Toșa cu spectacolul Peripețiile bravului soldat Schweik, adaptat după romanul lui Jaroslav Hašek în regia lui Zoran Rotar. Cele mai noi informații despre numărul, cel mai nou număr al săptămânalului Libertatea, relatează telefonic redactorul responsabil Teodora Smolean. Prima vizită în Serbia a ministrului delegat pentru românii de pretutindeni, Bogdan Stanoevici, a fost subiectul de bază al ediției din 26 aprilie a săptămânalului. Articolul Comunicarea, care ne lipsește, e posibilă, despre vizita ministrului în Serbia, îl puteți citi la pagina 6 în focar. În actualități, Eufrozina Greoneanț anunță încă din titlul Noul Guvern pe 27 aprilie. Care a fost motivul vizitei președintelui Serbiei, Tomislav Nikolić, la Deliblata, vă îndemnăm să citiți la pagina Voivodina. Despre cunoscutul nostru interpret de muzică populară, Ion Bugariu Dinecica, citiți la Galeria Creatorilor, pagina Cultură, pagina la care aveți prilejul de a citi și despre participarea Societății Cultural-Artistice Ion Bălan din Iablanca la Giroc în România, precum și prezentarea numerelor de aprilie al revistelor Bucuria Copiilor și Tinerețea. În această seară se ridică cortina ediției a 42-a a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina. La pagina 9 Cultură continuăm să prezentăm trupele participante, astfel că puteți citi despre trupele din Uzdin, Coștei și Alibunar. Orice am face, familia trebuie să ocupe primul loc. Ne transmit membrii familiei Meran din Waterloo, Statele Unite ale Americii, la Casa Românească. Care au fost încercările de revigorare a Istro României și care sunt sărbătorile din timpul anului la Nicolin
citiți la pagina Mozaic. Până vinerea viitoare, vă dorim o săptămână cât mai frumoasă! Mâine va predomina cer noros cu intervale însorite. Vântul va sufla moderat din sectorul sud-estic în Banatul de Sud, prezentând intensificări. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 14 grade, iar cele maxime se vor încadra între 19 și 21 de grade. Duminică, vremea va fi instabilă, cu ploi temporare și averse locale în vestul și sudul țării. Doar în nordul Voivodinei va predomina vreme uscată cu intervale însorite. Temperaturile maxime rămân și în continuare schimbate. Și săptămâna viitoare, în cea mai mare parte a țării, se vor semnala ploi și averse locale, însoțite de descărcări electrice. Stimați telespectatori, am transmis telejurnalul Limba Română. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați vizionat. Să auzim numai de bine!